Multă culoare și mult volum sunt cele două aspecte pe care merg stiliștii în acest sezon. Dacă până acum erau preferate machiajele simple, acestea se transformă în ceva cu adevărat spectaculos. În special, rujul va ieși din anonimat. Am hotărât să facem doar buzele, transformând cât buzele și să punem așa. Avem cu albastru, avem negru, avem mov, o să avem chiar și roșu. Nu roșu, o să avem un roșu combinat cu albastru, ca să dea un puțin înspre verde. La ochi, de data aceasta, în primul machiaj, am folosit culori calde, culori de vară. Genial, iubesc culorile, îmi plac în general culorile primăveratice. Și coafura trebuie să fie una pe măsură. Dacă tot vorbim de un look extravagant, specialiștii spun că trebuie să alegeți ceva cu mult volum. Dacă părul nu vă ajută, puteți apela la mici trucuri. O coafură, pot să zic că destul de simplă, dar totuși cu un efect mai voluminos. Am realizat un volum mai mare pe zona de top. Aici, în funcție de imaginație și ce dorim să realizăm. Tot ce trebuie să știți despre noile tendințe găsiți în revistele de profil, care deja pregătesc pentru luna care vine mai multe pictoriale cu machiaje și coafuri spectaculoase. Detaliile contează foarte mult. Pentru un efect wow, stiliștii au aplicat glicerină pe corpul modelului. Se lucrează mai fin, ia un pic mai mult timp retușul, dar într-un final efectul este mult mai vizibil și mult mai plăcut ochiului.